Salutare, guys, bine ați venit la un nou episod cu Brawl Stars. Astăzi s-a băgat Brawl Pass-ul și da, mâine o să apară clip sau poi mâine în care îl cumpăr și de seară s-ar putea să apară o reacție. Trofeele mele. Deci cam acesta este sezonul. Îl avem aici pe Buster și Chainsaw Buster. Deci asta va fi spray-ul și cu asta. Deci, quest-uri. Un pinochin, deci. Bă, quest-urile sunt ok. Pot să dau și eu. Deci, hai să vedem ce avem în sezonul trecut. Lejer, ok. Și hai să chestăm treci panda pini. Bă, la animații tare, avem și pin. Training grounds. Ok. Ok, deci hit-ul trage cu o mână, probabil pe care nu o are și hai să vedem și tureta, nu? Așa, deci asta e tureta. Un coș de gunoi din care aruncă, da. Ok. Și direct trecem la skin, deoarece... Da, e tare. Hai, training grounds. Nu zic asta, o să iei background-ul, ăsta e brawler-ul. Deci, skin-ul. E tare rău ce pot să zic. Și ultimata, nu pot să te învârți, din păcate. Însă, la power 1, Buster dă, hai să vedem cât damage, ultimata. Dă 800, însă la power maxim dă 1200 cu ultimata damage înapoi. Ceea ce e tare, adică dacă te atacă un obit sau ceva de genul și nu e direct în ultimata ta, îl bați lejer. Deci hai să vedem ce e gratis și pe shop. Ce păi? Oh, big box. Să-l cumpărăm sau nu? Hai că-l cumpărăm. Da, mă așteptam. E, dacă ar merge. Și cam acesta este Brawl Pass-ul. Mâine sau poi mâine o să-l cumpăr. Nu știu exact când o să ajung la Tyru. Deci, practic, dacă iau 10 gemuri, o să am 161 și trebuie să ajung la Tyru 14 ca să pot cumpăra Pass-ul. Deci, practic, poi mâine ceva de genul, o să apară clip în care îl cumpăr și cam acesta a fost episodul, apăsați buton de like, abonați-vă, dați-mi un follow pe Instagram și TikTok, deci eu m-am dus, pa!